Bună, haideți să facem cel mai delicios cheesecake cu cremă de fructe roșii. Fin, fresh și foarte ușor de preparat. Pentru bază avem nevoie de 200 de grame de biscuiți uscați mărunțiți și 100 de grame de unt topit. Amestecăm totul foarte bine și pregătim o formă rotundă de 18 cm cu folie acetată. Vom pune compoziția înăuntru, o vom presa bine cu o lingură sau cu un pahar, apoi o vom da pentru 15 minute la congelator. Vom pregăti crema și avem nevoie de 250 de grame de ciocolată roză topită, 250 de grame de cremă de brânză. Amestecăm totul foarte bine. Această ciocolată roză este cu gust de fructe roșii, este de la marca Kelebut. Dacă nu o puteți găsi în Lidl, nu aceeași marcă, dar tot roză cu gust de căpșuni. Apoi am mai adăugat 300 de grame de frișcă dulce semibătută și am omogenizat totul foarte bine. Și pentru ca să nu distrugem blatul de biscuiți, vom mai adăuga 7 grame de gelatină idratată și omogenizată cu 200 ml lapte fierbinte. Așadar, voi transforma această cremă într-o compoziție lichidă și perfectă pentru a fi așezată peste blatul de biscuiți. Omogenizăm bine și uitați rezultatul. O vom pune deasupra peste blatul de biscuiți. Apoi vom pune pentru 30 de minute în congelator pentru a se fixa imediat, apoi o vom pune pentru 3 ore la frigider. Pentru forma spirală de deasupra, am pus la foc mic 100 ml de lapte și 40 de grame de ciocolată roză. Opțional un pic de colorant roșu, puteți pune și ciocolată albă. Topim bine, apoi punem 2 grame de gelatină deja idratată. Sităm totul, apoi vom pune compoziția într-o spirală de silicon de 14 cm. Apoi vom pune în congelator pentru 20 de minute. Scoatem forma, după cum vedeți s-a fixat foarte bine. Folia acetată. Uitați ce drăguț este. Forma de ciocolată din spirală este minunată, după cum vedeți. Și o vom așeza deasupra peste cheesecake. Pentru a fi mai drăguț, am decorat cu fructe. Sper să-l încercați și voi, merită într-adevăr, se prepară foarte ușor, este foarte aromat și nu vă pot descrie cât este de delicios. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut și v-am inspirat, nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul pentru noi rețete ce le voi edita. Se porționează foarte ușor. Și uitați ce textură minunată!